De o bună bucată de vreme, Zoltan Blum are în custodie sinagoga și cimitirul evreiesc din Gherla, fiind singurul evreu din orașul unde odinioară trăiseră peste 1000 de evrei și își aduseseră contribuția la prosperitatea economică a urbei. În primăvara lui 1944, când antisemitismul a atins paroxismul, populația evrească a Gherlei a fost ghetoizată și apoi deportată la Auschwitz. Majoritatea covârșitoare a evreilor gherleni a pierit în camerele de gazare și în lagărele naziste. Puținii supraviețuitori, cu familiile spulberate de Holocaust, și-au pus speranța în statul evreu abia înființat, părăsind orașul care le-a fost cămin vreme de un secol și jumătate. Zoltan Blum a fost deportat la Auschwitz la vârsta adolescenței și a scăpat cu viață din infernul în care au pierit părinții și sora sa. A întemeiat o familie și a rămas la Gherla, îndeplinind îndatorirea de păzitor al memoriei evreilor de aici, fie că este vorba de memoria pietrelor sau de cea trăită. De-a lungul timpului, Zoltan Blum s-a dovedit un om harnic, un bun meseriaș, un cetățean implicat în educația tinerilor gherleni și un destoinic reprezentant al evreimii, a cărei memorie o păstrează cu strășnicie. Zoltan Blum a câștigat respectul concitadinilor, bine meritând titlul de cetățean de onoare, conferit în vara anului 2015. Soarta sinagogii din Gherla, construită în zorii veacului 20, l-a preocupat foarte mult pe Zoltan Blum, care a întreprins diligențe în mai multe direcții pentru renovarea locașului de cult, înainte ca degradarea clădirii să devină irreversibilă. Ajutorul cel mai important a venit din partea evreilor din străinătate, care au înființat o asociație a evreilor gherleni de pretutindeni și ca prim pas au reparat acoperișul sinagogii pentru a evita continuarea deteriorării din cauza intemperiilor. Apoi, cu sprijinul primăriei, în incinta dereticată au amenajat o expoziție de fotografii ale familiilor evreiești din Gherla. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kidshanu Mitzvotav Mitzvanu Likvoav Mizuzah. Amen. Apoi, potrivit tradiției evreiești, pe tocul ușii a fost fixată o mezuza și cetățenii orașului au fost invitați să-i treacă pragul. Sinagoga redeschisă după mulți ani a fost vizitată de un număr mare de gherleni interesați de istoria evreilor din oraș. Curând după evenimentele din vara anului 2015, evreii gherleni de peste hotare au demarat realizarea unui alt obiectiv important, un monument dedicat victimelor Holocaustului din Gherla. Ideea de a avea un monument al Holocaustului în Gherla a început cu mulți ani în urmă. Chiar imediat după război, evreii care s-au reîntors au pus un mic monument în cimitir, dar acesta nu a fost într-un loc public. Eu personal am călătorit foarte mult în Statele Unite și în alte țări unde am văzut foarte multe monumente ale Holocaustului și mă întrebam, de exemplu, în Portland, Oregon, unde este un monument minunat, unde nepotul meu explica fetiței lui ce s-a întâmplat în România și mai ales în Gherla, unde erau străbunicii lui. Și întrebarea mea a fost atunci, oare de ce în Gherla nu este un monument în spațiu public la care să poată merge și gherleni? Pentru că monumentele în Portland, Oregon sau în Charlotte, North Carolina sau în Boston sunt pentru americani. Dar Holocaustul s-a întâmplat în Europa. Deci în Gherla este o pagină de istorie care cumva nu este în spațiu public. Ideea îi aparține lui Mihai Aizicovici, supraviețuitor al detașamentului de muncă, iar proiectul este realizat de arhitecții Dominic și Raul Telechi, strănepoții lui Samuel Telechi, fost președinte al comunității evreilor din Gherla, pierit la Auschwitz. Construcția monumentului s-a bucurat de sprijinul primăriei municipiului Gherla,
finanțarea fiind suportată integral de evrei originari din Gherla, trăitori în Statele Unite ale Americii, Israel și Australia. Am primit ajutor foarte mult și din Israel. Familia Potocki ne-a ajutat foarte mult, pentru că mai ales cu asistență artistică și banii pe care am adunat pentru acest monument, pentru că ne-am dat seama că trebuie să fie finanțat de noi, i-am adunat din diferite surse. Am primit bani din Statele Unite, din Canada, din Australia, în general din Israel, în general de unde, pe unde sunt acum evrei din Gherla. Majoritatea celor care au donat bani sunt evrei din Gherla. Monumentul cuprinde și un zid al memoriei, pe care sunt înscrise numele tuturor victimelor identificate, 1040 la număr. La festivitățile comemorative, ce se vor desfășura în 22 mai, sunt așteptați locuitorii Gherlei, numeroși evrei gherleni trăitori peste hotare, oficialități locale și din țară, precum și demnitari din Israel și Statele Unite ale Americii. Metropola armeană din Transilvania de odinioară, înfrățită cu localități din Elveția, Franța, Ungaria și Armenia, se conectează și la pulsul vieții din Israel, întărind nădejdea renașterii vieții evreiești din oraș.